Ziua imnului național a fost sărbătorită azi în toată țara. Proclamată prin lege în anul 1998, drept ziua imnului național al României, la data de 29 iulie, în mai multe orașe din țară sunt organizate ceremonii dedicate acestei zile. Deșteaptă-te române a devenit imnul național al României imediat după Revoluția din decembrie 1989. Ziua imnului național este și trebuie să rămână unul dintre momentele pe care le celebrăm cu solemnitate, o sărbătoare a spiritului poporului român, a tuturor cetățenilor, indiferent unde se află. Ziua imnului național a fost sărbătorită astăzi în toate garnizoanele din țară și din capitală. La Zalău, ziua imnului a fost marcată printr-o ceremonie la care au luat parte reprezentanții mai multor instituții publice din județ. Imnul național este parte a expresiei noastre naționale, simbol al legăturii cu trecutul și cu valorile noastre fundamentale. Deșteaptă-te române vorbește despre fraternitate, unitate, dar și despre libertate și curaj. La 29 iulie 1848, Deșteaptă-te române a fost cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea. Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, Deșteaptă-te române a fost ales imediat după Revoluția din decembrie 1989, imnul național al României. La originea imnului se află poemul patriotic Un răsunet de Andrei Mureșanu pe o melodie culeasă de Anton Pan. Din decembrie 1989 avem imnul național actual. Acesta este un cântec foarte vechi și foarte drag românilor. A fost născut în timpul Revoluției de la 1848. Acest cântec a însoțit românii în toate momentele cruciale din istoria lor. De la războiul de independență din 1877-78, trecând prin cele două războaie mondiale și până la Revoluția din 1989. Alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului, imnul național este considerat simbol național. La mulți ani imnului național al României, la mulți ani românilor, la mulți ani României. La mulți ani România!